Bună, dragi prieteni! Surpriză la ușa ta se află astăzi la jocul de sus. A venit să-l învangem din nou cu domnul Pita. Haideți să vedem ce reacție va avea el la surpriza noastră. Bună seara! Bună seara! Haideți mai aproape de mine! Iar-i mai! Iar-i mai, domnule! Vedeți ce iubiți sunteți! Vă bucurați, nu? No, în data asta ce ziceți dumneavoastră? Acum! Cine sunt complicii mei? Nu vă puteți da seama nici cum așa. Aurita! Cristina! Haideți eu vă mântuia! Ce vă zice un mesaj? La mulți ani nașul meu. Ar fi multe, multe lucruri de spus și probabil multe am mai spune. Pentru care trebuie să-ți mulțumesc, însă cel mai important este faptul că totdeauna ai fost și ești alături mereu. Astăzi este o zi frumoasă, o zi care îți aparține, așa că la mulți ani nașul. Mulțumesc mult pentru tot. Să ai un an așa cum ți-l dorești. Multe bucurii, multe împliniri și mai ales să fii sănătos atât tu cât și apropiații tăi, pentru că restul se rezolvă sau le vom rezolva noi cumva. La mulți ani din partea soacrei, cumnatei și și avinuții. Că spaniolii, hai mai da! Dacă v-a plăcut surpriza lor. Foarte mult, te mulțumim. Puneți-le vă două cuvinte așa din suflet, transmiteți să mă audă. Le mulțumesc foarte frumos, că dragă Dumnezeu multă sănătate, fericire, la toată familia de acolo. Ce se mai? Să vină cât mai multe acasă. Să vină acasă, dar nu vină. Ne bucurăm că am fost contenți la această surpriză și ne bucurăm că sunteți atât de iubit. Păi, vedeți? Să spuneți la copii și la soție, să știi. Și uite că m-am bătrânit.